mi-e și rușine să spui, că nu mai găsesc nici ca să mă p*** mai... În comun, aici sunt foarte mulți oameni care au trecut de 70 de ani. Da. E o comună cu oameni longevivi, care trăiesc mult. Vreau să vă întreb, de ce credeți că se întâmplă asta? Cred că e vorba de aerul curat și de ceea ce mănâncă din curțile lor. Consumul de hrană sănătoasă fără alți aditivi. Asta cred că e una din cauze. Liniștea pe care le-o dă... starea bună, cum s-ar spune, locul aici, și faptul că, v-am mai spus, mă repet, suntem înconjurați de păduri, mult oxigen. Câți ani aveți? 90 împlinesc. Am muncit eu mult, mult în viața mea și eu mă gândesc cum am ajuns eu și cum sunt, dar uite ce, n-am făcut abuzuri. Nici cu femeile. Nici cu femeile? Acum a fost timpurile alea care a fost atunci, a fost un timp, dar acum să stea cu ele așa, că ce dracu să mai fac? Ce dracu să le mai fac, că nu? Că când, acum, mi-e și rușine să spui, că nu mai găsesc nici ca să mă p*** mai... Dar ca să mai fac pe dracu să mai ia. Deci n-ați făcut abuz nici la mâncare, nici la băutură, la un om cumpătat așa. Mai ales la băuturi. Nu știu dacă de câte să mă fi trecut așa. Și acum, știi că n-am mai băut de peste 30 de ani. Munca m-a ajutat, am muncit și muncesc și acum. Traiul omului și munca omului, dacă se gospodărește și... gospodărește viața și munca, asta e viața omului. Prima dată să te gândești la traiul omului. Așa este. Contează și munca, să muncești munca, tot. Munca, da, fizic. Câți ani aveți, îmi permis să vă întreb? 78. Mai munci și acum? Da, târâși așa în ciumat. Da, târâși în ciumat. Dar nu stați așa într-un loc? Tot... Nu, nu. Munciți, nu, nu, nu vă opriți. Dacă stai, închilozezi. Dar așa dacă muncești, miști un pic, cât de mânc... Nu. Puțin așa, în ciumac, așa cum poți să faci ceva în viață, cât trăiești. Deci așa munciți totuși, vă mișcați. Fac mișcări mereu. Păi am avut păsări, am grădină, nu. Dar dau drumul la apă dimineața ca să aud. Așa, acum am avut niște porumbași pe acolo, mă duc să-i făcut și eu încet, încet. Ei, asta face mult. Mișcările. Dacă stau așa, că nu știu ce, că mult, nu mai am din leatul meu, cred că vreo 3-4 dacă mai sunt. Secretul vieții în felul următor. Totul cumpătat. Băutură cumpătată, munca cumpătată și așa se poate ajunge la o viață înaintată. Și reducere mult la țigări, chiar deloc. Nu cu excese, nu cu lucruri de-astea care să exagerăm? Nu, eu am ajuns la concluzia, n-am pomat în viața mea. Și schița mea acum. Câți ani aveți? Mă numesc Vlădos Victor, am intrat pe 82 de ani. Am ajuns la vârsta asta că n-am pomat și nu am băut băuturi alcoolice de stat. Băutura mea... Măi, mult de 50 de grame dimineața n-am și câte un păhărel de vin bun la masă. Dar în trecut se mânca sănătos, se muncea și în soare, nu știu, dar a fost altfel. În trecut bătrânii mai beau și câte un rachiu la masă. Așa, moderat, nu... Moderat. Eu nu mi-aduc în copilărie aminte să fi văzut oameni beți. Dar se muncea foarte mult la câmp. Încă arătați bine la 90, vedeți, arătați bine. Domnule, să-l vedeți îmbrăcat. Să vedeți cum se îmbracă. Doamne, toată lumea
extraordinar. Nu știu cum, de ce nu se dă oache omul ăsta. Uite pe cuvânt că cum sunt... Cum se îmbrăcă, domnul? Cum? Aoleu, are niște cămăși albe și pantalon și cu ăla și fuge pe drum ca titerezul, n-am... Toată lumea se mire de el. Nici ăla de 60-70 de ani nu se ține după el. Dar care credeți că e secretul la domnul? Așa după cum ați văzut. Munca. Munca, asta e. Munca. Muncește târâși, uite, pe brânci, pe genunchi muncește. De ce trăiesc? Mult? Da. Au mâncat mai nechimizat și mai nepoluat și mai necontrafăcute alimentele. Asta e cel mai important, să... asta, mâncarea. Da. Aerul. Cum e aerul aici? Pentru că gradul de poluare n-a ajuns aici la noi. Fiind mai departe de centrele industrializate, probabil că e unul din fenomene. Doi, apă bună, deci am zis aer, apă, și până la urmă, dacă au reușit să trăiască mult, au reușit generațiile care au fost alimentate cu produse până să apară pesticidele. Deci, conta foarte mult lucrurile astea. Stilul de viață, nu știu. În general, stilul de viață așa mai nestresat. Se lucrează că au trăit mulți cei care au făcut naveta. Au trăit mulți cei care s-a mulțumit cu puțin, a stat acolo liniștit acasă la el, a mâncat cam ce a avut și cum a putut, dar nu s-a stresat. Carne, a spus, nu îmi face carne, că nu mănânc carne de vită, pentru că astăzi s-a făcut o hoție în România, duce vaca moartă la hală și o vinde la proști. Că cumpără carne, a spus să nu-mi cumpăr carne, că eu nu mănânc nici de pasăre, nici, nu mănânc. Nici pește, nici salam, brânză, ouă. Au și 82, 83. De ce, doamnă, ce... ce? Da, am mâncat lobădă, să știți, fasole. Eu vă spun că și eu am mâncat când eram copil. Și umblam desculț. Astea sunt unele dintre secrete, deci mâncatul ăsta sănătos, să spun. Mâncam sănătos, nu mâncam salam sau astea. Deci cum a spus, lobodă ce? Lobodă cu ulei și cu ceapă și nu era nici roșii atunci. Și acum mâncăm salam, tot felul de alea. Ce a mai contat aici în zona asta? Ce mai au muncit oamenii la ceapeu, au muncit. Dar sunt mulți care au câte 82 de ani. Deci muncă, mâncare sănătoasă. Au rămas și orbi, sunt și orbi. Nici unul văd ca lumea. Aerul contează, domnul? Da, și este și aerul, dar mâncarea. Mâncarea, aici e secretul, mâncarea. Bă, carnea de porc este foarte corectă, crescută la țară, nu de la stat. Ce să mâncăm ca să fim sănătoși așa? Ce ne-ați drept? Lobodă, ștevie. Păi eu am ștevie în ladă, pe cuvântul de onoare. Am și lobodă. Am tocat-o și am pus-o, ștevie. Am și dovleac la burețiuț din pădure, pe cuvântul meu. Nu de mâncăm. Anul trecut, noi mâncăm. Nu mâncăruri de... așa cu usturoi, fac tocăniță. Eu am și ghebe de acum 2 ani. Nu, cam lata plină. Deci contează mâncarea asta, asta mâncarea e important. Mâncarea e important. Și nu bea lumea băutură, unii, dar unii bea. Mai sunt și, bineînțeles, mai... Da. Eu mai beau. De ce beți? De supărare. A rămas singură și plâng singură în casă. Și mai beți așa din când în când? Mai beau. Mult sau în fiecare zi? Nu în fiecare zi. Nu în fiecare. Când apuc și eu. Așa e la țară la noi. Eu fac gimnastică în fiecare dimineață, cel puțin o jumătate de oră, gen o flexiune și ce mai pot eu face. Și activitate, grădină... Contează și lucrurile astea, că vă țin în formă. Câteva găini acolo, până acum câțiva ani am avut porci. De vecini ăștia mei de aici au avut și 10-15 porci. Dar nu. S-a contat și ce au mâncat oamenii. Da, mâncat, mâncarea nu mai vorbesc eu. Deci eu primăvara consum, cum se spune pe aici, draga vei. Așa, lobodă, știr, le fierb, le consum. Munca și... cum să zic, s-au respectat. S-au respectat, s-au odihnit în mesele între și prânz. Și mâncarea conta, n-am mâncat cum mâncăm noi acum chimicale și toate cele. Da. Contează și asta ce-am mâncat. Păi contează foarte mult. Ei mâncau cu ce dădea animalul. Puneau băregarul și făceau pământul bun. Acum pui toate chimicale și toate și... Și numai de la 5.000 de metri, acum s-au cules numai o căruță, dar nici ăia porumb ca lumea. Numai gloduri, ce, da. Ăia-s porumbi. Ce să faci? Muncă degeaba. Și porumbul, miroase a ierbicida.
Deci păsările nu-i mai mănâncă. Da, noi cumpărăm boabe și nu mănâncă păsările, da. În concluzie, asta contează, nu? Munca și mâncatul, ce-au mâncat, aerul probabil. Și aerul, da, contează. Eu am pe mama mea, că eu sunt venită de la Brașov și mama mea are 91 de ani. 91 de ani, are mintea brici. Mai bine ca mine, gândește. Contează și ce mâncăm în viață, contează și mâncarea, contează și... Totuși, înainte vreme, mâncarea ecologică care e înainte, numai acum. Înspre exemplu, se ducea gunoi de graș pe câmp, dacă treceai prin sat înainte vremea și iereau pâine în cuptor, mirosa de departe. Acum trecem prin fața fabricii și nu mai mirosa nici pâine, e toate cu chimicale. Asta e. Și problema e că, eu să zic un lucru, n-am văzut atâta lume bolnavă ca în anii ăștia. De ce? Toate cu chimicale. E de la Dumnezeu tot. Ăsta e secretul? De la... Da. Nu contează credința. Ce muncă. Credința? Da. Credința, Dumnezeu. Dacă vrea, uite, face. Dacă nu, nu. Nu contează, domnule, ce mâncăm, ce facem în viață, ca să trăim mult? Toată lumea mănâncă. Toată lumea mănâncă, cred că, bine. Dacă nu ești de la țară, zic că nu mănânci fast food-uri de alea ce dai. Da. Dar restul, ce toate cumpăra. Numai ca pe timpurile. Și contează în special credința, credeți că e importantă? Da, credința multă. Dacă nu e Dumnezeu, nu avem nimic. Ce să facem? Să prindem și noi 98 de ani ca vecina de aici? Nu o mai prindem. Nu! Să vă luați gândul. Nu! De ce, domnul? Nu, ăștia au apucat de mâncau făsui doar cu apă și cu sare. A contat probabil și au rămas sănătoși. Și... Bea câte un de la de țuică, vin și munceau de-i găsa boala. Merge și o țuică așa? Eu nu beau. Nu, dumneavoastră, zic așa. Nu, da, beau. Înainte așa munceau oamenii. Cu șuncă, pe câmp, cu ouă. Cu... Și au prins vârstura aia de viață. Asta. Și mămica a trăit 84 de ani. De-aia n-a luat o pastilă. Zicea, mămica, o doare capul. Hai să-ți dau, era piramidonul. Și nu iau fata eu. Mă duc și beau un ciocan de ăla de țuică, nu știu cum le zice. Și întrece. Și așa făcea. Așa făcea? Da. Dar puțin, adică cu moderație, așa tot. Și mâncatul ăsta simplu, așa cum spuneați, fără... Fără mai așa. Face o oală de făsui colo bun. Dumneavoastră, câți ani vreți să trăiți așa? Până unde credeți că o să ajungeți? Prindeți noastră 80, 100 acolo măcar? Până la 150. Atât? Nu mai mult. Așa e verdictul. 150, a spus. Cam așa să prind. Așa, cât de cât. Dacă nu ca corbul, 300. Cum e? Secretul, munca, multă muncă și ține în activitate. Asta contează. Asta contează și eu știu, apa bună. Avem o zonă cu apă bună. Asta e important pentru... Da, dacă te ceri cu nevasta și cu bărbatul, iar consumi o cantitate mare de neuroni și te duce așa unul, se duce pe vale, altul pe deal, da. Și beau apă, de când m-am mutat din Ardeal, am 20 de ani de când m-am mutat aici, este acolo la ieșire din sat, ați văzut, este un bazin. Așa, da. Are 100 și vreo 10 ani de când curge apa aia. Tu generația noastră, cei care venim după ei, nu mai avem aceeași longevitate. Deci noi ne ducem cam la 67-70, cam așa, pentru că am trăit pe la oraș și eu am trăit la Constanța și mulți ca mine care s-au întors pentru anumite proprietăți, pentru casă, au murit părinții, uitați, un om longeviv care nu știu câți ani are, bună ziua! Și lucrurile astea au contat. Dumneavoastră încă munciți acum? Da, sigur, sigur. Și oamenii de aici muncesc foarte mult. Muncesc de asta, au, cum să vă spun, și asta contează foarte mult. Starea care este lativă de la oraș, omul care stă, nu mai are niciun fel de, cum să vă spun, să mișcă. Că... Contează, domnule, și ce mâncăm? Să avem o mâncare? Prima fază, alimentul e. Ce trebuie să mâncăm să ajungem la vârsta noastră? Alimente multe, fructe și carnea, că e bună, trebuie să o muncești, să o faci, trebuie să faci, Cadim. Dar nici așa să faci abuz la mâncăruri. Da, da.
și din grădină, așa din mai... grădină, toate crescute de tine și făcute în grădină. Așa se trăiește. Oamenii, părinții noștri trăiau peste 100 de ani și munceau zi și noapte. Și nu îi durea picioarele, nu o logeau, nu făceau nimic. Munca, prima dată. Asta e cel mai important. Asta e prima dată. Sport! Odihna creierului și gândirea pozitivă. Eu întotdeauna zic dimineața, Doamne, îți mulțumesc că sunt sănătoasă, că nu sunt paralizată la pat, că am copiii sănătoși, că pot să merg, dăm putere să mă duc la biserică, dăm putere să fac prin grădină și să știți că toate mi s-au îndeplinit. Ajută și asta, să fim puteți. Ajută așa, foarte, tot timpul, griji. Foarte mult. Da. Și încă ceva care sfătuiesc pe foarte multă lume, să nu urască, să ajute, dacă poate ajuta, să se îndepărteze de cei răi. Cu toate să mă mișc și să zic că fac mereu mișcări. De ce fac mișcările? Pentru articulații la picioare, să-și deie drumul, să nu ajung la pat. De muncit așa pe lângă casă? Mai... Cât e puțin el, în raport cu anii. Aerul de aici, aerul curat, contează și ăsta? Contează aerul. Aerul foarte mult contează. Avem aici suntem între păduri. Cum să zic, un lucru dumneavoastră, aerul e filtrat. E filtrat aici. Unde și, să zic, mașinile de circulație e nu e poluat aerul. Fiindcă, făcând așa, vine și sportul. Și sportul vine. Că dacă te miști, faci din mâini sport și sportul te... Am văzut. Sportul te... Vă ține acolo. Da, vă ține. Nu... Da. Nu... Caz la pat. Unii că nu pot... Iau încet. Prima dată, până te-a sculat din pat, eu vorbesc serios. E cam greu. Dar când încep să mai mergi prin curte, să mai faci cu tare, să pui cu tare, să pui un răzor de ceapă că trebuie să mănânci, încet așa, puțin, câte ceva, câte trebuie să faci. Obosești, stai. Așa se face, așa. Nu stai toată ziua în pat, nu? Nu. Păi dacă stai în pat acolo, rămâi, nu dau prin casă toată ziua. Cât am vrea să prindeți? Spune la cât vrei să ajungeți. Păi aș vrea să-l prind pe Kissinger. Nu, eu n-ajung la Davos, da. El a ajuns la Davos și e, dacă pe Kissinger e bine. Kissinger, Quintus, cine a mai fost? Diaconescu a plecat mai devreme, nu? Da, nu știu. Cam așa, cam acolo sperați cu... Da, Kissinger, cum a fost. Mie să nu-mi aduci carne de vite, că nu mănânc nici de pasăre. Nu mă-i place, domne, nu mă-i place. Sunt om care nu mă-i place mâncarea. Un ou, o bucată de brânză, o ceapă, o roșie. Am trăit într-o zi numai cu roșii și cu ceapa. Și cu, da, un castravete, o roșie și o bucată de brânză. Atâta. Cât mai simplu așa, să nu... Simplu, da. Simplu. Da.